Deputatul PSD Mehedinți, Cornel Folescu, consideră faptul că România începe să își revină la normalitate, atât pe plan politic, cât și în domeniile economic și sanitar, odată cu aprobarea de către guvern a pachetului social inițiat și susținut de PSD. Guvernul a aprobat pachetul social inițiat și susținut de PSD, prin care, începând din luna ianuarie, vor crește alocațiile, punctul de pensie, salariul minim și vor beneficia de sprijin cei mai vulnerabili dintre români. Totodată au fost deblocate fondurile necesare pentru plata subvențiilor și a ajutoarelor oferite de stat pentru susținerea fermierilor. Astfel va fi reluat ritmul plăților la timp, iar fermierii, crescătorii de animale și producătorii de legume în spații protejate își vor primi banii cuveniți. Deputatul PSD Mehedinți, Cornel Folescu, cunoscut drept un om implicat, care a fost mereu în sprijinul cetățenilor, a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare referitor și la eliminarea elementelor discriminatorii privind certificatul verde COVID. Am primit foarte multe mesaje de la dumneavoastră cu privire la obligativitatea certificatului verde la locul de muncă și vreau să știți că am acordat o atenție deosebită fiecăruia în parte. Pe bună dreptate, unii ați fost revoltați, alții temători, dar cu atât mai mult mă bucur să vă pot spune acum că actuala forma a proiectului de lege privind certificatul Stop COVID elimină toate elementele discriminatorii din varianta precedentă și propune proceduri transparente și predictibile, atât pentru firme cât și pentru angajați. Referitor la excluderea domnului judecător Cristi Danileț din magistratură de către Consiliul Superior al Magistraturii, consider că nu este nici treaba mea, dar nici a vreunui alt politician să comenteze această decizie. Vreau să le reamintesc celor de la USR care în ultimul timp s-au transformat în niște scandalagii și circari că articolul 133 aliniatul 1 din Constituția României statuează Consiliul Superior al Magistraturii ca garant al independenței justiției. Le recomand să se rezume la politică atât cât știu și despre asta, a mai adăugat deputatul PSD Mehedinți, Cornel Folescu.